sunt Ana Sârbu și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Octavian Armașu își schimbă fotoliul de ministru pe cel de guvernator al Băncii Naționale. Candidatura acestuia la șefia BNM-ului a fost propusă de președintele Parlamentului. A venit în guvern acum 17 ani și astăzi a decis că a venit timpul să plece. Gheorghe Duca și-a dat demisia din funcție de președinte al Academiei de Științe, datorită căreia a fost membru de oficiu al guvernului. Membrul PPDA, Gheorghe Petic, s-a ales cu încă un dosar penal. Acesta este acuzat că a intrat forțat în locuința femeii care l-a denunțat la poliție pentru viol. Fostul deputat în primul parlament, Ion Mărgineanu, a ajuns cu bine în orașul Alba Iulia. Acesta a mers pe jos aproape 600 de kilometri pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Banca Națională a Moldovei are de astăzi un nou guvernator. Este vorba de Octavian Armașu, cel care până acum a deținut funcția de ministru al finanțelor. Candidatura lui a fost propusă deputaților de către președintele Parlamentului și tot astăzi a fost votată. Se întâmplă la doar o săptămână de la demisia lui Sergiu Cioclea. În timp ce Andrian Candu a lăudat reușitele ministrului, dar și relația bună pe care ar avea-o cu partenerii externi, deputații din opoziție l-au acuzat de lipsă de experiență și de supunere politică. Și luând în considerare atât implicarea personală în toate realizările pe domeniul economic și financiar, am decis, în baza legii și a competențelor care mi se acordă, ca președintele Parlamentului să fac propunere colegilor în plenul Parlamentului ca următorul guvernator a Băncii Naționale să fie domnul Octavian Armașu. Andrean Candu consideră că Octavian Armașu are toate capacitățile necesare de a administra Banca Națională, dar și de a menține bunele relații cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. De o altă părere sunt deputații din opoziție. Cunoaștem că a înaintat și proiecte care i-a dus faima psihotare proaste, ce ține și de spălarea, legalizarea spălării banilor. Domnul Armașu nu a lucrat nicio zi în sistemul bancar. Este potrivită sau nu, dacă este pernă moale pentru cineva, n-au decât să o aprobe. Am văzut că în procesul cât a fost ministrul finanțelor, foarte tacit a acceptat tot ce i-a spus coordonatorul. Desigur. În apărarea lui Octavian Armașu a sărit liderul grupei PPM, Valeriu Ghelețchi, dar și foștii guvernatori ai Băncii Naționale. El a făcut parte din guvernare, acest lucru evident poate pe undeva să-l vulnerabilizeze politic vorbind, dar din câte l-am cunoscut în această perioadă, a fost o persoană destul de principială, adică el s-a străduit, deși au fost presiuni politice, să meargă după principiile, dacă avem bani, facem anumite lucruri, dacă nu avem, nu mergem fără acoperire financiară. Atunci când toți politicienii trag de tine ca ministru de finanțe, este foarte greu să asiguri acel deficit în conformitate cu parametrii. Prin urmare, ca ministru de finanțe, a arătat că nu este un ministru foarte ascultător. Consider că este o persoană extrem de profesionistă, cu care am avut marea plăcere și mare onoare de a colabora în acești 3 ani foarte, foarte grei și am găsit în el și determinare și profesionalism. Octavian Armașu este ministru al finanțelor din 2016, acesta fiind prima funcție publică pe care a ocupat-o. Recent, instituția pe care a condus-o a elaborat două legi importante, legea bugetului pentru 2019, dar și reforma salarizării bugetarilor, în urma căreia eforturile ar trebui să crească între 7% și 100%. Fiind în funcția de ministru al finanțelor, vreau să vă asigur că am avut posibilitatea să fiu implicat foarte, foarte mult în agenda de reforme în domeniul financiar-bancar. Deși mandatul său începe de mâine, noul guvernator spune că știe deja ce are de făcut în noua funcție. Posibil că trebuie de îmbunătățit mecanismele de politici monetare, dar și îmbunătățit accesul la finanțare, în special pentru business. Anterior, Armașu a fost implicat și într-un accident când un activist i-a turnat o căldare de lapte în cap, supărat că a transformat fraudă bancară în datorie de stat, urmând să fie întoarsă de cetățenii de rând. În urma acestui incident, activistul a primit un an de închisoare cu suspendare pentru huliganism. Deocamdată nu se cunoaște cine va veni în funcție de ministru al finanțelor în locul lui Armașu.
Cel mai longeviv membru al guvernului, președintele Academiei de Știință a Moldovei, Gheorghe Duca, și-a dat demisia. Academicianul pleacă după ce a făcut parte din cabinetul de miniștri timp de 17 ani. Duca a făcut anunțul printr-un discurs plasat pe pagina Academiei. Acesta a invocat motive de sănătate, dar și dosarul penal în care el și soția sa sunt acuzați de depășirea atribuțiilor de serviciu. Din discursul lui Duca reiese că academicianul și-a anunțat demisia în cadrul unei ședințe extraordinare din cauza sănătății precare. Suspiciunile și incertitudinea din jurul acestui caz îmi ridică tensiunea și glicemia și nu vreau să se repete situația cu problema de sănătate care am avut-o în luna mai. Totodată, din păcate, în condițiile noilor reforme, experiența mea de manager nu mai este solicitată. Sunt alte așteptări și alte prerogative, a menționat Duca în discursul său. În același timp, președintele HM speră că după ce nu va mai fi o persoană publică, va reuși să pună capăt atacurilor și denigrărilor publice lansate în adresa sa și a familiei sale. Gheorghe Duca a vorbit în discurs și despre averile impresionante cu care pleacă din funcție, subiect ce s-a aflat de-a lungul anilor și în vizorul presei. Potrivit declarației din 2017, Gheorghe Duca a avut un salariu de circa 170.000 de lei de la Academia de Științe și altă 270.000 de lei din activitatea didactică. Familia Duca este proprietară a unei case de locuit de 184 metri pătrați, cumpărată în 2008, și a unei vile pe care o deține din 2015. Cei doi mai posedă un autoturism Hyundai Santa Fe, dar și câteva conturi bancare în care păstrează valută în valoare de aproape 34.000 de euro. Bunurile materiale din proprietatea noastră le-am declarat oficial și aceste bunuri reprezintă averea acumulată pe parcursul a mai bine de 40 de ani de viață în comun și de activitatea două persoane care au ocupat funcții și am beneficiat de salarii bune. La începutul anilor 90 am activat în Italia, la Universitatea La Sapienza, aproape 4 ani, cu un salariu mai mult decât considerabil. Și în fine, am avut părinți gospodari care ne-au susținut și ne-au lăsat în moștenire bunurile acumulate de ei. Am mai precizat acesta. Gheorghe Duca și soția, rectora Universității HM, sunt avizați și într-un dosar de corupție în care sunt cercetați pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, soldată cu urmări grave. Acum 10 zile, procurorii le-au înaintat învinuirea în cadrul unei cauze penale. Vreau astăzi să menționez că nu mă consider vinovat, nu am făcut niciun fel de scheme și de lapidări, dimpotrivă am consolidat proprietățile Academiei și nu am lăsat să fie privatizat niciun ar de teren. Gheorghe Duca este un membru de guvern din anul 2001. În perioada 2001-2004, acesta a deținut în guvernul Tarlev funcția de ministru al ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului, iar din 2004 acesta a preluat conducerea Academiei de Științe a Moldovei. Deși a reușit să fie criticată chiar și de oficialii de la Moscova, inițiativa liberalilor ca deputații să cunoască obligatoriu limba română pentru a intra în Parlament nu a ajuns nici măcar pe ordinea de zi. Propunerea a fost respinsă pentru a fi discutată în plen. Mihai Ghimpu a acuzat majoritatea parlamentară că este interesată doar de inițiative care i-ar aduce voturi. De partea cealaltă, deputații din coaliție spun că proiectul încalcă dreptul celor care nu cunosc limba română de a fi aleși. După ce nu s-au adunat suficiente voturi pentru a introduce propunerea pe ordinea de zi, Mihai Ghimpu a ieșit în fața presei cu declarații. El a acuzat guvernarea că nu susține cu adevărat cunoașterea limbii române în rândul cetățenilor, ci mai degrabă urmărește să adune voturi. Majoritatea parlamentară, vorbim de ieri, mai vorbim din socialiști comuniști, n-a sunat proiectul nostru pentru că ei se gândesc la viitoarea alegeri, la mandat. E rușinos și e trist totodată. Cei care nu au susținut propunerea PL-ului au calificat inițiativa drept populistă și anticonstituțională. În corpore fac parte dintr-o formațiune politică care am decis să nu susținem inițiativele de ultimă oră relativ populiste, considerându-le că contravin legislației supreme Republicii Moldova, curții constituționale. Efectiv, omul are dreptul de a fi ales, fără niciun fel de impediment care ar servi drept obstacol în eventualitatea selectării lui în baza scrutinului electoral pentru obținerea unui mandat imperativ de deputat. No, o parte din colegii noștri au susținut această inițiativă, eu am fost rezervat față de ea, deoarece ea este la limita constituționalității. Adică eu sunt pentru ca toți deputații, toți demnitarii de stat să cunoască limba oficială, limba română, dar ar trebui să creăm instrumente ca cei care aparțin minorităților naționale să cunoască, să-i stimulăm. Și deputatul socialist Grigore Novac spune că a votat împotriva proiectului de lege pentru că ar fi discriminatoriu și vine să divizeze și mai mult
societatea. Domnul Ghim, mai bine s-ar gândi să vină cu inițiative cei care cu adevărat interesează pe cetățeni și cu adevărat care ar face viața mai bună fiecărui om în parte, dar nu cu inițiativele este populiste. Proiectul de lege înaintat de liberal prevede ca deputații viitorului Parlament să cunoască obligatoriu limba română. Mai mult, atât prezentările proiectelor de lege, cât și lurele de cuvânt în plenul legislativului să aibă loc în limba română, fără traducere în limba rusă. Aceștia au calculat că anual se cheltuie câte 1,5 milioane de lei pentru traducerea documentelor de lucru în limba rusă. Propunerea PL-ului a fost criticată și de reprezentanții Dumei de Stat, care au menționat că inițiativa va diviza Republica Moldova. Georgienii au ales aseară prima femeie președintă din istoria țării, este vorba de Salome Zurabishvili, fostă ambasadoare franceză care a fost susținută la acest post de către partidul aflat la putere, Visul Georgian. De partea cealaltă, contracandidatul ei, reprezentantul opoziției, a acumulat în jur de 40% din voturi. Rezultatul alegerilor a fost contestat de fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care a îndemnat oamenii să organizeze adunări pașnice. Ჩვენი არჩევანი შვიდობიანი საქართველოა, თავისუფალი და თანასწორი მოქალაქეების ქვეყანა. ჩვენი არჩევანი საზოგადოების იმ ნაწილთან დიალოგია, ვინც დღეს ხმარ მომცა. Fosta diplomată franceză a adunat aproape 60% din sufragii față de 40% pe care le-a obținut candidatul opoziției Grigol Vașadze. Acesta a primit vestea înfrângerii cu puțin entuziasm. Victoria lui Salome Zurabishvili a fost contestată de opoziție. Fostul președinte al Georgiei, în prezent în exil, Mihail Saakashvili, a denunțat o fraudă electorală masivă. În primul tur, cei doi candidați au terminat cot la cot, cu o diferență de 1% în favoarea diplomatei franceze, iar presa străină scria că săptămâna trecută guvernul a șters datoriile bancare a 600.000 de georgieni. În aceste condiții, fostul lider de la Tbilisi le-a cerut georgienilor să apere libertatea, democrația și legea și i-a îndemnat să organizeze adunări pașnice pentru a obține alegeri legislative anticipate. Georgienii au ieșit ieri la ultimul scrutin prezidențial prin vot direct. Următorul președinte va fi ales de către Parlament. Scrutinul prefigurează o confruntare în alegerile din 2020 între Visul Georgian, condus din umbră de cel mai bogat om din țară, Bizina Ivanishvili, și Mișcarea Națională Unită, înființată de Mihail Saakashvili. Cel mai bogat om din țară, Ivanishvili, s-a retras oficial din viața politică în 2013, după ce a stat un an în fruntea guvernului, dar este considerat în continuare adevăratul conducător al țării. Vremea se răcește considerabil, vom avea temperaturi de minus 18 grade Celsius, iar sâmbătă în centrul și nordul țării va ninge. Mai multe detalii ne spune colega noastră, Daniela Cuțu, care îngheață deja în stradă. Daniela, bună seara! Ce spun meteorologii? Bună seara! Potrivit meteorologilor, mâine vremea va fi geroasă. Ziua vom avea temperaturi de până la minus 8 grade, iar noaptea se așteaptă temperaturi de până la minus 18 grade Celsius. Se întâmplă în câteva raioane situate în nordul țării. De asemenea, nu vor lipsi nici ninsorile. Sâmbătă vom avea temperaturi de până la minus 5 grade Celsius, dar vor fi și precipitații în centrul și nordul țării. Duminică vremea va fi la fel de rece. Cu temperaturi maxime de până la minus 12 grade pe timp de noapte și cu minime de până la minus 5 grade. Săptămâna viitoare se așteaptă la fel de frig. Acestea au fost informațiile. Mulțumesc, Daniela. Continuăm cu următoarele știri. Lidera PAS acuză poliția din Sângerei că ar fi strâns toate ziarele de la oamenii pe care le-a împărțit în timpul unei întâlniri cu locuitorii orașului. Incidentul ar fi avut loc acum 2 săptămâni, dar despre el Maia Sandu a aflat abia astăzi. Poliția locală neagă că a avut loc un asemenea incident. Lidera PAS a aflat de acest fapt când a mers repetat la întâlnire cu cetățenii. Oamenii s-ar fi plâns că imediat după plecarea politicienilor, piața a fost luată cu asalt de polițiști care cereau de la cetățeni ziarele distribuite de susținătorii PAS și le interziceau acestora să le citească.
Asta este o încălcare gravă a libertăților cetățenilor Republicii Moldova și e de-a dreptul strigător la cer că o instituție a statului, anume poliția, se lasă implicată în aceste jocuri politice, jocuri politice ale Partidului Democrat, ale regimului, interzicând oamenilor dreptul la informare. Contactată de TV8, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție din Sângerei a menționat că acuzațiile nu corespund realității. Nici nu a făcut așa ceva, dar nici nu confirmă că a avut loc așa ceva. Vedem care este reacția poliției în cazul atunci când am fost urmăriți la Ungheni și am cerut ministrului de interne să înceteze această modalitate de intimidare a opoziției. Ministrul de interne a spus că aceste funcția poliției. Acum vedem o altă abordare. Poliția spune că nu este adevărat. O să rugăm cetățenii data viitoare să înregistreze aceste cazuri, video, audio, ca să vedem să avem progres. Acum o săptămână, Maia Sandu s-a plâns pe Facebook că ea și colegii săi de partid ar fi fost urmăriți de poliția din Ungheni în timp ce mergeau prin satele din nordul Moldovei și participau la întruniri cu localnicii. De partea cealaltă, consiliera ministrului de interne a negat orice acuzație, menționând că poliția nu își face decât datoria. A murit și tânărul de 18 ani care a ajuns la spital în stare gravă după ce casa în care se afla a luat foc. Tragedia s-a produs duminică în satul Mereșeni din raionul Hâncești. După incendiu, doi adolescenți, o fată și un băiat, au fost găsiți morți. Vicedirectorul Spitalului Raional Hâncești, Iurie Petcu, a declarat pentru TV8 că tânărul a fost adus în stare critică, în comă, iar noaptea trecută a decedat. Potrivit procurorului care anchetează cazul, pe corpurile victimelor au fost găsite urme de moarte violentă. Ulterior, polițiștii au dat și de urmele suspectului, care s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani din satul Caracui, din același raion. Individul și-ar fi recunoscut vina și a declarat că a făcut cunoștință cu victimele pe rețea socială. În seara tragediei, aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice, după care între el și ei s-a iscat un conflict. Agresorul ar fi atacat adolescenții cu un topor care a fost găsit în domiciliul său, susțin procurorii. Președintele ucrainean îl acuză pe omologul său rus, Vladimir Putin, că vrea să anexeze întreaga Ucraina. Declarațiile au fost făcute după ce Rusia a anunțat că desfășoară rachete antiaeriene în Crimeea, în urma incidentului armat între marinele ruse și ucrainene în strâmtoarea Kerch. Pe de cealaltă parte, Vladimir Putin dă vina pe autoritățile de la Kiev și spune că a fost o provocare, aceasta fiind prima sa declarație oficială de la începutul conflictului. Este o provocație, bineînțeles. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить. И создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции. Potrivit președintelui rus, epizodul este rezultatul eșecului puterilor străine de a ține Kievul răspunzător pentru comportamentul său negativ. În legătură cu acest incident, Petru Poroșenko îi cere cancelarului german Angela Merkel să vină în ajutorul Kievului în criza cu Moscova. El cere totodată să fie trimise nave NATO la Marea Azov, despărțită de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch. Scandalul între Rusia și Ucraina a izbucnit după ce forțele ruse au deschis focul și au imobilizat duminică 3 nave de război ucrainene pe care le acuză că au trecut ilegal frontiera rusă și că nu s-au supus ordinelor de a se opri. Kievul a instaurat miercuri lege marțială pe o perioadă de 30 de zile în 10 regiuni din țară în urma acestui incident armat în strâmtoarea Kerch. Încă un dosar penal pe numele lui Gheorghe Petic, fostul polițist de frontieră, a declarat că este acuzat că ar fi pătruns ilegal în locuința femeii care l-a denunțat ulterior pentru viol. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul ședinței de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, unde judecătorii au menținut arestul pentru Petic. Ședința a fost cu ușile închise, fapt ce i-a nemulțumit pe susținătorii acestuia care au protestat la intrarea în sala de judecată.
Inițial, Gheorghe Petic a fost adus în sală, acesta însă nu a fost lăsat să vorbească cu susținătorii săi, iar ca să nu mai poată face declarații, poliția l-a scos din sală. Doar opinia internațională mă poate scoate la libertate. Zilnic mi se fabrică tot felul de dosare, ieri mi s-a mai fabricat un dosar. Este al 8-lea pe număr. Vă mulțumesc tuturor să știți că eu rezist. Putem să așteptăm la această justiție. Atâta timp cât a fost, a fost un primar a fost alungat. Vă mulțumesc, prieteni! I-a fost înaintat o nouă învinuire în comiterea infracțiunii de violare de domiciliu a tot a persoanei care pretinde că ar fi fost violată, deși din învinuire se deduce că partea vătămată, așa pretinsa partea vătămată, susține că dumneiei singură a permis intrarea lui Gheorghe Petic în domiciliu. În tot acest timp, susținătorii lui Petic au scandat la ușă. Libertate! Libertate! Justiția e coruptă! Justiția e coruptă! Nu e vinovat, ei nu știu ce să mai scormonească ca să diverceze această judecată. Deci omul nu este vinovat. Ce scormoniți? Exact după ce a demascat contrabanda cu țigări, atunci a fost luat în vizor și probabil a deranjat mulți oameni care participau direct în această contrabandă. Oamenii au avut acces în sală doar la pronunțarea hotărârii prin care a fost menținut arestul preventiv pentru Gheorghe Petic. Mulțimea a huiduit magistrații, luându-i la rost. Din 20-18, privind prelungirea durată de arest preventiv, în prinsul lui Petic Gheorghe, în termen 30 de zile. Sunt niște miserabili! Rușine! Rușine! Vă mostră conștiința niciodată? Chiar așa e de greu să zici nu la nedreptatea asta? Spuneți-mi, vă rog, atâta. Totodată, avocații sunt deranjați că dosarul lui Petic este strămutat de la o judecătorie la alta. Inițial, cauza era examinată de instanța din Ungheni, iar apoi a ajuns la cea din Orhei, iar de la Curtea de Apel Bălți, dosarul a fost strămutat în capitală. Nu sunt citat, nu sunt înștiințat, mă pornesc la Ungheni, ajung la jumătate de drum, mi se spune că dosarul este transferat la Bălți, trebuie să mă întorc înapoi. Evident, e făcut așa un fel de joc care ar, știu eu să zic, ar distrage atenția de la unele chestii mult mai importante pe cauză. După ședință, procurorul a părăsit curtea de apel fără a oferi comentarii. Însă, înainte de a intra în sala de judecată, acesta a spus că acuzațiile și comentariile lui Petic și avocatului fac parte din strategia de apărare. Nu comentez opinia domnului Petic. Opinia domnului Petic este o poziție a dumnealui de apărare, cel puțin apreciată de către acuzat. Au fost stabilite noi circumstanțe, noi martori. Scuze, alte careva detalii nu avem posibilitate să ne expun cu referire la casă. Gheorghe Petic a fost reținut la jumătatea lunii octombrie. El a fost ridicat de polițiști din fața primăriei din Ungheni, fiind suspectat că ar fi violat o femeie. Acesta a respins acuzațiile. Gheorghe Petic a ajuns în vizorul presii și al instituțiilor de drept după ce a declarat, inclusiv la TV8, că mai mulți polițiști de frontieră cu rang înalt și politicieni ar fi fost implicați într-o schemă de contrabandă cu țigări peste Prut. Magistrații de la Curtea de Apel Cahul au eliberat din arest pe avocatul Viorel Berliba, reținut de procurorii anticorupție în dosarul tezelor de doctorat. Informația a fost confirmată pentru TV8 de avocatul acestuia, Ivan Ungureanu. Astăzi, prin decizia Curții de Apel Cahul, a fost anulat ca neîntemeiat demnia procurorului de prelungire a arestului la domiciliu în prezența profesorului Berliba Viorel. Mai mult ca acest, prin decizia de astăzi a fost anulată și închierea de către Șeful Sediu Buicani ca fiind ilegală de a prelungi măsura preventivă în prezența domnului Viorel Berliba. Viorel Berliba a fost eliberat din sala de judecată, urmând să fie cercetat penal sub control judiciar. Profesorul a fost arestat inițial pe 12 octombrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Berliba, în calitate de conducător a unor teze de doctorat, ar fi oferit decanului Facultății de Drept de la USM în luna august mai multe sume bănești. Acesta ar fi acționat în interesul a doi studenți doctoranzi, dar și în interes propriu, deoarece urma să fie evaluat satisfăcător, dar și remunerat pentru desfășurarea calitativă a activității de conducător de doctorat. Decanul Facultății de Drept, Sergiu Brânză, și avocatul Viorel Berliba au fost reținuți și cercetați pentru coruperea pasivă și activă. Cei doi pledează nevinovat.
Deși potrivit actelor urma să fie demolată, biserica din curtea grădiniței 150 din capitală stă intactă. Cei drept, lucrările de construcție au fost oprite. Directoarea instituției speră ca imobilul să nu fie distrus, în timp ce pretorul sectorului spune că încă nu a fost luată o decizie finală. Directoarea grădiniței este convinsă că biserica își va continua activitatea sub forma unui centru de educație moral-spirituală. Eu cred că oamenii normali nu o să demoleze. Unii lucruri sfânt, unii ceva, dar eu nu am nimic cu biserica. Da. Noi avem cu centrul de educație moral-spirituală care cred că sfie. Însă atunci când am vrut să aflăm și alte detalii despre acest caz, femeia a refuzat să mai vorbească. Nu mai vreau nici să dau un interviu. Nici autoritățile nu știu încă ce vor face cu această construcție. Potrivit pretorului, biserica ar putea să nu fie demolată, ci transformată într-o bibliotecă pentru copii. Biserica este în încăpiere, până când în construcție, nu este stată exploatată. Deci nu este în construcție, deja o să prezume. O să lăsă sub formă de bibliotecă pentru numai modificarea structurii ei, sau o să demoleze și aduce la terenul la starea inițială. Direcția de învățământ cu primăria municipiului Chișinău va lua decizia referitor la această construcție. Scandalul legat de construcția din curtea grădiniței 150 s-a iscat după ce mai mulți părinți au scris despre acest caz pe o rețea socială, indignați că pe teritoriu activează o biserică. În urma acestui caz, primarul general interimar a decis ca această clădire să fie demolată. A fost semnată dispoziția de desistare a lucrărilor cu demolare la grădinița 150, deci biserica de pe teritoriul grădiniței nu este autorizată construcție. Dispoziția este semnată, domnul pretor Balaur trebuie să iasă de azi în teritoriu, să aducă la cunoștință. Directoarea grădiniței spune că de fapt acolo se ridică un centru moral-spiritual și nu o biserică. Totuși, un grup de persoane, membri ai grupului online Părinți Solidari, au mers într-o duminică pentru a se convinge că acolo au lecții pentru copii, însă au surprins momentul când ienoreașii părăseau biserica după o slujbă. În capitală sunt cel puțin 10 biserici ridicate pe teritoriile grădinițelor și ale școlilor. Este slab și niciodată suficient, iar de el depinde soarta întregii țări. Așa văd unii cetățeni leul moldovenesc, care astăzi a împlinit 25 de ani de când a fost pus în circulație. Cu această ocazie, conducerea Băncii Naționale a lansat o nouă monedă de 10 lei, una comemorativă care va ajunge în buzunarele oamenilor până la acest sfârșit de an. Este confecționată din oțel, placat cu nichel și alamă, ceea ce îi conferă un aspect bimetric, argintiu și auriu. Pe avers este gravată figura unui leu, ca simbol al leului moldovenesc, dar și inscripția 25 de ani de la introducerea monedei naționale. În total au fost fabricate 250.000 de monede comemorative de 10 lei, care vor ajunge în buzunarele oamenilor până la sfârșitul acestui an. În același timp, de ziua leului, oamenii i-au urat să se înmulțească și să prindă la puteri, pentru că ar fi cam slab în comparație cu monedele naționale ale altor țări. Și mai mult! Primim, пенсия с ней даем маре. Это значит, чем крепче национальная валюта, тем крепче государство, тем крепче экономика, тем увереннее люди живут в этой стране и смотрят в будущее. Мало денег, мало леев, нам не хватает. У него 50 de bănuți, 30 de bănuți, nu are nici nimic. N-are nicio valoare, din păcate. Și se vede că așa era noi, merge ori politica, ori conducerea, nu sunt mândri de valuta lor. Было бы их побольше, было бы тогда лучше. Leul a fost introdus în circulație în anul 1993. Noua valută a înlocuit cuponul moldovenesc. Designul leului moldovenesc a fost elaborat de artistul plastic Gheorghe Vrabie. 600 de kilometri în 29 de zile. Atât a străbătut fostul deputat Ion Mărgineanu, care a pornit pe jos din Bălț spre Alba Iulia. Astăzi acesta a ajuns la destinație pentru ca pe 1 decembrie, de ziua României, să fie în orașul unde a avut loc Marea Adunare Națională. Despre faptul că unul dintre primii deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, Ion Mărgineanu, a ajuns cu bine la Alba Iulia, a anunțat fiica sa pe o rețea socială. Aceasta a scris că tatăl ei așteaptă toți românii să vină la el și să-i spună despre rostul acestui drum. Încotro, băieți! Rome! Ia Alba ca Iulia. Undeva spre Roma, dar tăce până Alba Iulia.
Da, dar e super încântat că în sfârșit a ajuns. Cred că și-a împlinit visul. Era cumva exaltat, așa mi-a dat telefon că a ajuns și am simțit că e plin de mândru, așa. Sper să-i facem o surpriză ca pe data din 1 să nu fie singur în teatru, să fie totuși cu familia așa cum a fost pe parcursul întregului drum. Pentru a reuși să ajungă la timp, bărbatul de 78 de ani parcurgea zilnic pe jos câte 20 de kilometri de era vânt, ploaie, ninsoare și chiar ger. Deși inițial programa să ajungă chiar pe data de 1 decembrie, Ion Mărgineanu s-a dovedit a fi mai iute de picior și a ajuns cu două zile mai devreme. Drumul a fost împărțit în trei etape, iar copiii, trei la număr, l-au ajutat pe tot parcursul traseului. Ei au avut grijă ca tatălor să aibă unde nopta și să nu rămână flămând. Ion Mărgineanu și-a început drumeția pe 1 noiembrie, ora 12, din fața clădirii poștei din Bălți. Un adolescent de 17 ani a fost reținut pentru că ar fi atacat cu un cuțit doi copii în sectorul Botanica pentru a le fura telefoanele. Potrivit poliției, este vorba de două cazuri separate, dar care au avut loc pe aceeași stradă, Cuza Vodă. Prima dată, individul ar fi rănit o fată de 14 ani în timp ce se întorcea acasă. Victima s-a ales cu o rană în regiunea gâtului. Ulterior, suspectul ar fi atacat un băiat de 12 ani. Minorul le-ar fi spus părinților că a fost amenințat cu un cuțit de un necunoscut care i-a luat telefonul mobil. Potrivit poliției capitalei, acțiunile atacatorului au fost surprinse de o cameră de supraveghere. După ce a ajuns în custodia oamenilor legii, băiatul și-ar fi recunoscut vina. Acesta este originar din raionul Leova. El a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie. Anterior, spun oamenii legii, suspectul a mai fost cercetat pentru furt. De data aceasta, el riscă 10 ani de închisoare. Aproape 10.000 de moldoveni trăiesc fără să știe că sunt infectați cu HIV, estimează autoritățile din domeniu, care astăzi au lansat o campanie socială prin care vor să promoveze testarea la acest virus. În cadrul evenimentului a fost lansată și o aplicație mobilă prin care poți afla care este nivelul tău de risc al infectării cu HIV. Cei care trăiesc de ani buni cu acest virus spun că societatea a devenit mai tolerantă, iar cazurile de discriminare sunt tot mai puține. Contrar stereotipurilor, nu doar tinerii au virusul HIV. Irina, de exemplu, are 52 de ani. Este deja bunică, lăudându-se cu doi nepoți. A contractat virusul acum 20 de ani, însă abia câțiva ani în urmă a prins la curaj și a recunoscut deschis acest lucru. Când mi-a spus că am avut status, eu 4 luni am fost în bolnițe, pentru că mă teamă să ieși în societate și mă teamă de reacția din partea societății. Mi-a fost foarte greu să primesc pe mine. Spune că în 1998, când a aflat că este bolnavă, societatea înțelegea și accepta cu greu persoanele infectate cu HIV. Вообще табу. Табу рожать, табу жить как полноценная личность. Второго ребенка я родила уже будучи с ВИЧ-инфекцией в 2004 году. На данный момент моей дочке 14 лет, она у нас балерина, она знає моє заболівання, но її це ніяк не пугає. Pe parcursul anilor, societatea s-a schimbat, iar cei care suferă de imunodeficiență sunt tratați aproape egal. Я живу с ВИЧ с открытым лицом уже, по-моему, 4-й год. Я ни разу не столкнулся с дискриминацией. Принципиально отличается от того, что было 10 лет назад. Pentru că multă lume trăiește fără ca să știe că are HIV, autoritățile din domeniu au dat start unei campanii sociale privind extinderea accesului la testarea HIV cu genericul Te privește, privește pe fiecare. Cea mai mare problemă este depistarea și faptul că încă în jur de 50% dintre persoanele care sunt estimate că trăiesc cu HIV, adică în jur de 8-10.000 de persoane, trăiesc cu această infecție fără ca să cunoască. În Republica Moldova avem peste 15.000 de pacienți infectați HIV. Conform noilor prevederi și a foii de parcurs, noi toți pacienții care depistăm cu infecția HIV, indiferent de analizele pe care le au, toți sunt înrolați în tratament. Tot astăzi a fost lansată o aplicație online HIV-T pentru ca orice doritor să-și măsoare nivelul de risc al infectării cu HIV, dar și lista instituțiilor medicale în care poți face testul, care durează 20 de minute. Specialiștii în medicină menționează că infectarea cu virusul HIV nu înseamnă neapărat că persoana va fi diagnosticată cu SIDA. Președintele Donald Trump și soția sa Melania au aprins pomul de Crăciun în parcul din spatele Casei Albe. Acesta este cel de-al 96-lea an consecutiv pentru tradiția prezidențială. Bradul național de Crăciun este un pom argintiu din Colorado și este înconjurat de 56 de brazi mai mici.
Butonul de aprindere a luminițelor de Crăciun a fost apăsat de Melania Trump după ce președintele SUA a făcut numărătoarea inversă de la 10 la 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas. Thank you. Totodată, Donald Trump a profitat de ocazie și a felicitat pe toți cei prezenți la eveniment cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Everybody, we just have to say it all together. Merry, Merry Christmas. It's great to be with you. Tradiția de la Casa Albă este din anul 1923, când președintele de atunci a aprins un pom de Crăciun în fața 3.000 de spectatori. În total, 29 de brazi naturale au fost montați în interiorul reședinței președintelui american. Cel mai înalt dintre aceștia are 5,5 metri. Alți 49 de brazi artificiali roșii ornamentează un hol al Casei Albe. Oamenii care vor dori să vadă cu ochii lor decorațiunile concepute de Melania Trump vor avea la dispoziție toată luna decembrie, când Casa Albă își va deschide ușile vizitatorilor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21, Iulia Budeci vă așteaptă la știrile din rusă, după care urmează politica Nataliei Morari. Dacă ați filmat imagini interesante, ne puteți trimite pe tv8.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți! Voi ne susțineți. Devină patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi.